Dacă în alți ani puteam vorbi relaxată de risipa alimentară, în acest moment românii caută neputincioși soluții de supraviețuire din cauza avalanșei de scumpiri. Coșul de cumpărături este tot mai sărac de la o lună la alta, întrucât prețul alimentelor de bază s-a dublat. Mâncarea devine tot mai scumpă de la an la an, însă 2021 a bătut toate recordurile. Dacă în alți ani obișnuiau să-și umple coșurile până la refuz, uneori cu alimente pe care nici nu aveau timp să le consume, anul acesta românii se plâng că se limitează doar la strictul necesar. Eu lucrez de 10 ani afară, pentru mine nu este o problemă, dar care trăiesc din pensii sau din salariu din țară e greu. Cât de mult s-a scumpit coșul de cumpărături? Foarte mult, foarte mult și pensiile tot mici, foarte greu de a trăi. Cumpărați cu aceiași bani cu care cumpărați în anii trecuți aceleași alimente? Nu. Dublu. Poate că trăiți în patrit. Foarte mult, foarte mult. Sunteți nevoită să vă abțineți de la multe? Da. Mult de tot. Dacă și pâinea mă mănânc la... Mi-ajunge pâine care era 2,5 lei, a făcut-o acum la jumătate a făcut-o. Economisez, ia 4 zile trebuie să tai pe porționat. Foarte greu, foarte greu. Și când sunt bolnavă, am probleme, mă costă, numai picaturile de ochi sunt 1,5 lei. Foarte mult, foarte mult. Sunteți nevoită să vă abțineți de la anumite alimente din cauza scumpirii? Păi cum să te abții, că e strictul necesar, că doar n-ai mai mulți bani. Asta e, dacă noi suntem pensionari și avem o pensie de vașa mare. Amândoi avem 18 milioane. Mai reușiți să cumpărați cu aceiași bani cu care cumpărați în anii trecuți? Nu, foarte puțin, dar ce să facem? Nu avem de ales. În plină criză politică, sanitară și economică, produsele de bază s-au scumpit enorm. Am întâlnit o doamnă care ne-a explicat că dacă în alți ani făcea anumite cumpărături cu aceiași bani, anul acesta cumpără la jumătate. Foarte mult. Foarte, foarte mult. Ce alimente ați observat cea mai mare? Păi și la legume, și la fructe, și la pâine, și la carne, și la absolut tot ceea ce este de mâncare. Cumpărați cu aceiași bani cu care cumpărați în anii trecuți același alimente? Nu. Mult mai puține? Mult mai puține. De exemplu, acum fac cumpărături pentru persoanele în vârstă, care înainte cumpăram ceva cu banii pe care mi le dea, acum costă dublu. Și săracii de ei sunt pensionari, sunt oameni fără ajutor, sunt oameni care noi încercăm prin instituția la care lucrez ca să le dăm o mână de ajutor. Sunt nevoiți să se abțină de la... Foarte mult. De exemplu, eu am o bătrânică care și-a luat medicamentele pentru o lună de zile, pentru că n-a avut bani să și le ia pentru 3 luni cum le lua înainte. E foarte greu. E foarte greu și pentru noi ca salariați, pentru că și noi avem salariile mici, foarte mici. Iar coșul zilnic s-a mărit extraordinar de mult. Pentru a face față cheltuielilor lunare, în special pensionarii și salariații plătiți cu minimul pe economie, sunt nevoiți să se abțină de la multe alimente pe care și le-ar dori. Inclusiv prețul la pâine a crescut, dar și la legumele și fructele autohtone.